Bună ziua tuturor! Deschidem lucrările ședinței extraordinare de astăzi prin dispoziția numărul 650/24/5/2017. Primarul municipiilor a convocat în ședință extraordinară de astăzi, având pe ordinea de zi două proiecte. Dacă sunteți de acord cu cele două proiecte, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Să începem cu prezența, da, suntem 17, ședința este statutară, 17.20. Să începem cu proiectul numărul 1, privind aprobarea concesionării unui teren. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt. Poftiți, domnul consilier. Domnule președinte, stimați colegi, vreau ca să remarc din nou convocarea ședinței, care a fost bine, și luni avem ședința sâmbătă, deci duminică, și este toată lumea de bine să pleacă în weekend, în concediu, în mini-vacanțe, ar fi bine să evităm asemenea situații, pentru că nu găsim pe nimeni nici la... mai ales că aveam o ședință extraordinară, concesionar de teren. Nu puteam să găsim pe nimeni la birou urbanism să luăm unele probleme despre cel care vrea să preiei terenul care era concesionat către Somaco și așa mai departe. Deci aș dori să înțelegeți că ar fi bine ca această convocare să nu le facem de bine pe luni când avem weekendul între. Doi. Pot să vă răspund? Ca să vă întorc. Da. Îmi cer scuze că vă reajez la weekend să știți de două proiecte de hotărâre care vă spargă un efort deosebit. Și o să încercăm pe viitor să nu vă mai deranjăm un weekend. Știu că totuși un weekend desfășurați și alte activități. Eu și vreau că nu e o problemă. Dar președintele de ședință conduce și dă cuvântul. Ne-a dat cuvântul. Nu, n-a arătat cuvântul. Nu cu degetul. Din cu mâna, toată. Problema este în felul următor. Am citit cu mare atenție aceste două proiecte, dar dacă e vorba de înțepături, hai să trecem că era o cutumă frumoasă și pe timpul lui Cărbușor și al lui Laurențiu, să, când avem concesionări, vânzări, terenuri, nu e vorba de averea localității noastre, să dăm dovadă de mai mult atenție, deoarece toată lumea, dacă întrebăm pe colegii de aici cine cunoaște firma, ce a făcut și ce a până acum, nu s-a întâmplat. Că am mai avut un caz. Da. Ca, mă lăsați. Vă dați, dar n-am zis nimic. Pentru să ne mi. Nu asta de simplu așa. Da, bine. Deci, dacă nu se poate face treaba asta, măcar să facem, să avem o zi lucrătoare, să putem merge la doamna arhitectă, șeful, să discutăm, să vedem schema, să vedem pe teren. Pot să vă răspund acum? Nu, că n-am terminat. Da, vă rog, terminat. Dar e prea lung și vine așa pierdem din... dacă facem un dialog... Eu de asta zic, vreau să un dialog constructiv, tocmai asta aș doresc. Deci, tocmai de aceea am și pus la ora 14 ședința ca dumneavoastră să aveți la dispoziție toată dimineața, pentru a vă informa. Mai mult decât atât, vreau să vă spun faptul că nu este vorba de scoaterea unei noi suprafețe la concesiune, ci e vorba de o suprafață de teren pe care dumneavoastră ați aprobat-o deja ca și concesionare. Exact. Păi vă foarte mult despre ce este vorba. Și în baza unui contract de vânzare-cumpărare, doar se transferă concesiunea de la Somaco către firma care a achiziționat acest imobil. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că acolo, dacă toți nu știți despre ce e vorba, e foarte bine că v-ați întrebat, vreau să vă spun că acolo se va construi un depozit logistic cu capacitate de a crea locuri de muncă, circa 300 de locuri de muncă și mai mult decât atât, vreau să vă spun că au început deja campania de recrutare de personal, de aceea și urgența solicitantului, pentru că urgența nu a fost de la noi, ci a fost urgența solicitantului,
care ne-a rugat tocmai pentru demararea acestor investiții de câteva milioane de euro pe raza municipiului Roma, deci bani care vin la Roma, și mai mult decât atât, așa cum vă spuneam, cele 300 de locuri de muncă pe care le putem oferi Roma așa. De aici și graba, și urgența, și ne pare și ne cere scuze că pentru acest lucru bani de la statul. Era așa, dacă era trecută în expunerea de motive. Să creează trezic, adică noi, consilieri, eram informați și nici nu mai deranjeam ziua. Dar nu e problemă, că doamna nu deranjează, noi ea este la serviciu, de dimineața nu problema era bine ca să fim informați cu situația asta. Sunt de acord, cu scurt că a reușit să vă informez. E bine, mai târziu, da? Mai bine decât niciodată. E bine. Într-adevăr, noi nu suntem, Doamne ferește, împotriva investiției. Sunt convins că nu suntem. Toți suntem de acord, toți colegii, pentru binele românului. Și noi dorim, ca poate să fie scurse, frumos, deschis, fi cel mai bine, ca să nu mai facem cum am făcut și scamarul și treaba cu piața Anglo, care am dat-o și știți ce s-a întâmplat, am dat terenul 10.000 de metri pătrați la episcopii pentru proiectul PAC, a rămas moartă. Păi așa, zic, vă spun că am dat știți? Terenul și pentru agenția, pentru oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, l-am dat acum 2 ani. La Kaufland, zona da, aia. Da, abia acum o finanțare. Ce să facem? Păi trebuie să le oferim. Deci oamenii ăștia, ca să poată să obțină niște finanțe. Dar e o firmă mare, am văzut o pe eu tocmai de-aia spun că e un investitor mare. Nu știam câte locuri. 300 de locuri. Ce pot să fac? Nu, deci astea sunt niște informații care nu au cum să fie într-un proiect de hotărâre pentru că nu sunt publice încă. Eu ce vă spun niște declarații sau niște discuții care au fost vis-a-vis de acest proiect. Ceea, ne fiind o certitudine, nu le putem trece în proiect de hotărâre. Dar e bine că m-ați întrebat ca să vă lămuresc. E foarte bine treaba asta că mi-ați informat și așa foarte bine deci, tot timpul. Deci, fiți fără nicio pierdere, eu chiar mă preocup pentru municipiul ăsta și chiar îmi doresc să atragem cât mai multe locuri de muncă să fie bine plătite aceste locuri de muncă și cât mai multe investiții pe raza municipiului Roman. Și vă mulțumesc că și dumneavoastră apreciați acest lucru. Și chiar dorim cât mai mult noi să mă implic în continuare pentru aceste activități. Da, așa mai bine. Să fii sigur că... Da, am înțeles. Dacă mai sunt și alte discuții, domnul... Da, eu aș vrea să intervenesc în completarea colegului Volman. Grupul consilierilor PNL nu este deranjat să lucreze și sâmbătă și duminică în interesul orașului. Eu pot să vă spun că sâmbătă am fost personal acolo. Cine a zis asta? Păi, ați spus că n-aveți timp, că nu ați avut timp. Cu cine? Ați spus că n-ați avut timp, dar puteți să mergeți acolo și nu știu dacă... Unde sunteți? Vă punea cineva. Deja se toarnă fundația. Deja se toarnă fundația. Haideți să trecem mai departe, că te-ai pășit. Nu, ai mai departe. Hai, e campania acum, dar nici chiar. Hai să vedem interesul ăla, e primul ăla de pasiată. Păi da, dragă, dar nu eram cu cine discutam. Domnul, haideți să trecem mai departe. Supunem la vot. Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Înainte de a încheia ședința astăzi, vreau să vă anunț că pe toți consilierii prezenți de față și ceilalți care lucrez, până pe 15 iunie, tot trebuie să depuneți declarațiile de avere și de interese. A trecut un an de zile de când suntem consilieri și trebuie să depunem aceste declarații. Și pentru că a fost ultima mea ședință în calitate de președinte,
calitatea președintei, că am prezidat aceste ședințe, în număr de 3 ordinare, 2 extraordinare. Am înțeles, dar mai fac președință. Eu țin să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat.